Momente de groază pentru un șofer de ambulanță care tocmai transportase un pacient. Într-un scurt episod de vânt, o creangă a căzut pe mașina aflată în mers. Doar o minune a făcut ca șoferul ambulanței să scape cu viață după ce o creangă aruncată de vânt i-a străpuns parbrizul. Lăsasem un pacient, sunt cu transport de dializă eu, și lăsasem un pacient, la un moment dat, în dreptul propriilor, a venit un val de vânt și atunci a căzut o creangă din pom de la înălțime. Nu au fost probleme, nu au fost victime ca să fie altceva, doar că sunt pagube materiale. Atât. Accidentul a avut loc în această după-amiază pe drumul județean 504 între localitățile Orbeasca și Lăceni, într-o zonă cu plopi foarte înalți.